Bună dimineața, doamna președinte de ședință, bună dimineața, stimați colegi. Declarația politică de astăzi se intitulează Câți români trebuie să mai moară în incendiile din spitalele de stat din țara noastră? Cetățenii României au tot dreptul să fie revoltați, fiindcă pacienții continuă să ardă de vii în spitale. Incendiul de vineri de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța ne arată că după un an și nouă luni de pandemie, nu România a eșuat, așa cum spune președintele statului, ci autoritățile au eșuat în a proteja pe cetățeni. În loc să învețe din, tra din tragediile precedente, acolo unde unitățile spitalicești au ars din cauza incompetenței managementului și nu numai, a administrației, iată ce se întâmplă în momentul de față. Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost mai importante decât condițiile de siguranță pentru cetățenii în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID. Ce au făcut toți miniștrii sănătății de când a debutat pandemia? Nimic. România a fost singura țară din Uniunea Europeană care la începutul pandemiei nu a avut un protocol special antiincendiu pentru secțiile COVID deși se știa că riscul este foarte mare din cauza saturației mari de oxigen. A fost primul incendiu, a fost al doilea, dar autoritățile s-au uitat la fel de surprinse și au fost luate pe nepregătite de fiecare dată. După aceste tragedii, era obligația premierului Câțu, ca ministrii pe care îi conduce, să ia măsurile necesare pentru siguranța pacienților. Au fost incendii la Piatra Neamț, București, Iași, Constanța. Cât mai durează până să se întâmple și la Brașov. Este doar o chestiune de timp. Proiectul Spitalului Regional din Brașov, inițiat și muncit de către senatorii și deputații PSD, și aici mă refer la domnul dr. Florin Orțan, la Marius Dunca, la Roxana Mânzatu, la Viorel Chiriac și subsemnatul în calitate de prefect al județului Brașov la acea dată, a fost aruncat la coșul de gunoi de către politicienii actualei coaliții la guvernare conduse de Partidul Național Liberal. Ferească Dumnezeu de o tragedie la Brașov. Veți fi vinovați, vinovații de serviciu datorită ignoranței și a lipsei de empatie față de cei cărora le cereți votul de fiecare dată. Marian Rasaliu, deputat de Brașov, vă mulțumesc.